Pentru Andrada, seara de ieri părea un prilej de a-și aduna gândurile după o zi mai grea. Dar cu o gură de aer proaspăt nu se face primăvară. Nu se putea opri din plâns și nu-și găsea locul nicăieri, nici în casă, nici afară. Pur și simplu nu reușea să se liniștească. A stat destul de mult în frig, Andrada încerca să nu se concentreze pe starea ei, făcându-și de lucru prin baie și încercând să se calmeze. Andrada, ești ok? Nu ești ok. Nu vrei mai bine să fii șoferă? Da! Lasă-o să... Poți să respiri cum trebuie. Nu mai ce unul. Liniștește, poate ai făcut cam bine un atac de panică. Da, pe ea... Doar așa, dacă te liniștești, poți să respiri. Dacă îți vine să plângi, plângi. Dar nu vine neapărat să plângi, nu poți să respiri cum trebuie. Stai liniștită. Am un nod în gât. N-ai atac de... Vrei să mă duc să chem pe cineva? Nu, că până nu se liniștește, nu mai face. Nu, mulțumesc. O să mergi mai bine în pat și stai puțin. Nu știu dacă m-a ajutat. Că nu am aer. Până nu te liniștești. Nu pot să respir cum trebuie. Ce s-a întâmplat? Un atac de panică. Ești mai bine acum? Nu pot să respir cum trebuie. Nu poți să respiri? Da, mai țin. În gât, în Hai să piept. Încercăm să ne controlăm. Tragem aer, îl ținem un pic. 1, 2, 3, 4, 5. Îmi dăm afară. Și mi-a mărțit de... Este normal. Tragem aer, numărăm până la 5. Ești bine, da? Și de ce nu poți să respiri cum trebuie? Din cauza atacului de panică, da? Ia, le bagi sub limbă. Îmi simt vârfurile degetelor și tălpile. Simt furnicături. Și am gura foarte uscată. Tragem aer, numărăm până la 5, îl dăm afară. E că e bine dacă nu. Pastiluța asta când ajungem în pat și pe urmă la o jumătate de oră mai luăm o tensiune. După puțin timp, Andrada ajungea în cameră urmată îndeaproape de cadrul medical ce îi purta în continuare de grijă. Și o să dau două pufuri și tragi. Expiră. Dacă te simți amețită, nu cobor din pat. Mulțumesc mult. Mai pentru ce? Și să nu mai plângi. Hai, să ne vedem cu bine. Nu așa.